Am ajuns la lecția a șaptea. Este un exemplu în care Domnul Iisus ne arată cum să fim martori sau un exemplu de mărturisire. În lecția a șaptea am avut de a face o observare ca temă a capitolului 4, de asemenea un tabel în care să completăm exemplul Domnului Iisus, cum a vorbit cu oamenii, și anume respectiv trei personaje. Deci, scopul lecției de astăzi este să arătăm cum a mărturisit Domnul Iisus credința referitoare la El în diferite situații. Și vom împărți în trei ca să urmărim. Noi am avut și în lecția noastră să completăm acest tabel, și anume, prima dată vom face despre Nicodim, deci prima rubrică, a doua, samariteanca, și a treia, slujbașul împărătesc. Vrem să vedem cum a mărturisit Domnul acestor personaje, punând întrebări. Cum s-au întâlnit, cine e persoana, atitudinea lor și metoda pe care a folosit-o Domnul Iisus, ca să aplicăm și noi, să medităm și să înțelegem cum poate fi folosit cuvântul lui Dumnezeu, urmărind exemplul Domnului Iisus. Și vom începe în capitolul 3, prima dată, cu Nicodim. În lecția anterioară, noi am vorbit despre nașterea din nou, despre importanța acestui subiect pe care l-a spus Domnul Iisus lui Nicodim. Acum ne vom uita, prin comparația celor trei persoane, cum s-a apropiat Domnul Iisus de aceste persoane. Deci, prima întrebare este cum s-a întâlnit. În contextul lui Nicodim, versetul 2, spune că Nicodim a venit la Domnul Iisus, da? El a venit când? Noaptea. Și recunoaște că Iisus vine de la Dumnezeu. Cine este acest Nicodim? Versetul 1. Un om numit Nicodim, un fruntaș al iudeilor dintre farisei. Deci vedem că este un învățător al legii, da? Pentru că a auzit sau a văzut semnele Domnului Iisus, îl caută pe Domnul Iisus. Și care este atitudinea lui față de Domnul Iisus? Știu că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Deci, de la început, el recunoaște autoritatea lui Dumnezeu. Este atras, curios să afle cine este acest Iisus. Și sunt oameni care vin, au auzit de undeva, cineva le-a spus ceva și sunt curioși. Vor să afle mai mult despre Iisus. Și iată să vedem cum s-a apropiat Domnul Iisus de el. Și îi spune la versetul 3, drept răspuns, după ce îl recunoaște, îi spune ce i-a spus, adevărat, adevărat îți spun, îi spune Iisus, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. De la început îl confruntă cu adevărul spiritual, cu nevoia pe care el o are cea mai mare, și anume, trebuie să te naști din nou. Ce este interesant la versetul 8, că folosește ilustrația cuvântul, da? Vântul, ce spune la versetul 8? Suflă încotro vrea, îi auzi vuietul, dar nu știi de unde vine. De ce folosește acest
această ilustrație, cuvântul, ca să-i arate că există o putere a Duhului Sfânt care lucrează și are un rezultat la fel ca și vântul. Apoi, la versetul 14, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și vedem că el explică clar ce implică a crede și folosește Scriptura pe care el o cunoaște ca un învățător a legii. Deci, de la versetul 14 până la versetul 18, îi spune că așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, într-adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Deci îi spune Scriptura despre modul în care El poate să primească mântuirea prin credință. Și oricine crede în El nu este, versetul 18, judecat, dar cine nu crede a și fost judecat. De ce? Pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. În urma întrebărilor pe care le pune Nicodim, vedem că Domnul Iisus rămâne la importanța nașterii din nou și la importanța a primi mântuirea prin credință. Folosește exemplu din Numeri, capitolul 21, de la 1 la 9, tocmai un exemplu pe care el îl știe și îl cunoaște. Da? Răspunde de direct, dar folosește ceea ce el deja cunoaște. Ca să vedem cum folosește Domnul. Deci folosește ce el cunoaște, bineînțeles Scriptura, și el pune întrebări, Domnul Iisus îi răspunde ca să înțeleagă, folosește ilustrații, ca să înțeleagă și ce să înțeleagă? Nașterea din nou și mântuirea, da? Ce asemănări vedem în vestirea Evangheliei? O să vorbim mai departe, adică după ce facem exemplu cum vorbește cu samariteanca și slujbaș. Și atunci o să punem, să vedem dacă este o diferență în felul cum se apropie el de oameni sau cum mărturisește Domnul Iisus. Și acum să trecem la capitolul 4 și să o întâlnim pe femeia samariteancă, da? De data aceasta, deci nu uităm, deci cine a venit la Iisus? Nicodim. Acum, cine se apropie de femeia samariteancă? A venit, versetul 7, a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Cine pune întrebarea sau cine se apropie, să spunem așa, în discuție cu această femeie? Domnul Iisus. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Deci, cum s-au întâlnit? La fântână. Ea scoate apă, Domnul Iisus îi cere apă. Versetul 9. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, într-adevăr, n-au legătură
cu samaritenii. Deci, ce spune ea? Se miră, da? Că este de-a dreptul, cum? Tu îmi ceri mie, da? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut ce? Să bei. Și el ți-ar fi dat apa vie. Deci, dacă Nicodim a venit noaptea, femeia asta, în ziua mare, să zicem așa, vine la fântână și el îi cere apă ca să bea. Dar Domnul Iisus îi descoperă ceva la femeia asta. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă, fântâna e adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu mai mare decât părintele nostru, Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta? Și a băut din ea el însuși, feciorii lui, vitele lui. Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care eu voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care eu voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Și acum e interesant. Doamne, i-a zis femeia, se întreține discuția, da? Dă-mi această apă, a convins-o, ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot apă. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Oh-oh! Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Wow, femeia! Doamne, i-a zis femeia, văd că ești un proroc. Ești șocată, da? Deci, ce fel de femeie este femeia asta? După, trebuia să citim ca să înțelegem. Ce fel de femeie? De la versetul 9 până la versetul 19 ni se spune ce fel de femeie și de ce a venit ea singură și nu era cu toate femeile. Ce fel de femeie era? Deci o femeie nu era religioasă și a avut 5 bărbați, da? Și ce spune aici? Ce îi spune Domnul Iisus? Că și cu ăsta care ești, trăiești cu el, da? Și ea are o atitudine care se miră, în primul rând, că vine să vorbească cu ea, dar acum mai mult că îi spune cine este ea. Deci, este dornică după apa vie, da? Noi știm că samaritenii n-aveau legătură cu iudeii și tocmai de aceea ea se miră că Domnul Iisus se apropie de ea. Este dornică, dar nu înțelege. O interesează, dar vrea să priceapă și Domnul Iisus îi vorbește. În continuare, da? Ești un proroc. Despre ce acum vine discuția? Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți, în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați
se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Fraza duh și adevăr din nou îi spune ce știa ea, da? Recunoaște că este un proroc, o interesează și ar vrea să aibă apă și să nu mai vină la fântână, însă încă n-a priceput, dăm apa asta. Acum Domnul Iisus începe să-i vorbească despre ce subiect? Despre închinare. Deci folosește nevoia ei, vine la apă și cere apă. Deci se folosește de evenimentul de care, în care ea este implicată, și anume să scoată apă, și de aici Domnul Iisus ia inițiativa să o ducă la lucrurile spirituale de care ea are nevoie. Din nou folosește ce? Scriptura, da? Toată discuția este bazată pe ce? Pe Scriptură. Da, ea cunoaște anumiți termeni religioși, da, ne-am închinat fântâna asta, dar Domnul vrea să o ajute ca să înțeleagă nevoia ei cea mai mare. Se miră de ce îi spune Domnul, se miră că vorbește cu ea și totuși e foarte atentă să înțeleagă ce spune Domnul Iisus. La versetul 26, după ce îi spune, știu, versetul 25, știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia. Ce știa ea? Foarte puțin știa, dacă ne gândim comparat cu Nicodim, da? Ea știa că trebuie să vină Mesia, căruia zice Hristos, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbește cu tine, sunt acela. Deci Domnul Iisus se declară, El mărturisește despre El. Eu sunt Mesia. Și în discuția aceasta apar ucenicii, care se mirau și ei că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce caute, despre ce vorbești cu femeia. Atunci când, la versetul 28, Domnul Iisus o provoacă ca să, prin întrebarea care îi o pune, prin ceea ce îi spune, o provoacă ca să creadă, da? Și arată nevoia ei cea mai mare. Ea îl recunoaște că e Mesia, de unde știm? Versetul 28, ce a făcut ea? Și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor. Ce a zis oamenilor? Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta cine? Hristosul. Deci femeia lasă găleata, se duce și spune ce a găsit. Vedem entuziasmul ei când a înțeles ceva, da? Așteptăm pe Mesia, eu sunt Mesia. Ea aleargă să le spună la toți. Pentru că a vorbit pe înțelesul ei. Apa ai venit să iei, despre apă vorbim, da? Și din discuție în discuție, pe parcurs, ea înțelege cine este Iisus. Și anume, Mesia pe care ei îl așteptau.
Nu cumva este acesta. Și noi știm ce s-a întâmplat în urma acestui eveniment. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus, la versetul 39, din pricina mărturiei femeii care zicea: mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi însuși și știm că este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Deci ea a avut o mărturie foarte bună. Nu cumva este acesta Hristosul? El i-a spus că este. Femeia, dacă s-a dus și a spus, i-a crezut. Da? A pus o întrebare. Oamenii au venit, au crezut, Domnul Iisus i-a lămurit în continuare și acum ei spun: noi știm că este Hristosul, Mântuitorul lumii. Deci, în cazul femeii samaritence, Domnul Iisus ia inițiativa, așa-i? Și din toată discuția ajunge la concluzia că El este cine? Mesia. E diferit de modul cum a vorbit cu Nicodim, da? Însă folosește Scriptura. E asemănător, da? Și la folosește ce știe ea, termenii pe care ea poate să-i înțeleagă. Deci e important să știi să faci această deosebire. Pentru că întâi a pus-o față în față cu starea ei spirituală. Prin întrebările care i le-a pus, ea a recunoscut că este imorală, în sensul că trăiește, a trăit cu 5, trăiește și cu altul și așa mai departe. Deci, a dus-o în să-și vadă situația, da? Și chiar dacă a avut un bărbat, 2 bărbați, 3 bărbați, nu a fost satisfăcută. De ce i-a spus Dumnezeu: îți dau o apă care nu o să mai trebuiască nimica? Da? Tocmai ca ea să înțeleagă. Apoi o duce la închinare, pentru că ea știa ce știa, da? Că pe muntele acesta ei să închină. Și pune întrebarea. Și așa ajunge că Domnul Iisus îi spune că închinarea adevărată e în duș și în adevăr, dar trebuie să recunoască că El este cine? Mesia, Mântuitorul, da? Și astfel ea crede că Iisus este Mesia, lasă găleata, fuge și spune la alții și ei cred în El. La versetul 42 spun: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi. Dar ea a fost inițiatoarea, da? Deci, din nou, vedem că vorbește pe înțelesul ei. Folosește termeni pe care ea îi înțelege. Folosește o situație, apa pe care o bea din viața de zi cu zi și o duce la starea spirituală. Deci, nevoia cea mai mare a oamenilor este starea spirituală. Ei pun multe întrebări sau nu pun nicio întrebare, că femeia asta n-a pus ea întrebări. Domnul Iisus i-a cerut apă. Dar nevoie de orice discuție trebuie să fie bazată pe Scriptură și dus acolo unde El înțelege, dar noi trebuie să înțelegem că nevoia oamenilor cea mai mare este nevoia
sufletească, spirituală. Și acum să trecem în același capitol la următorul eveniment. Și îl găsim de la versetul 46-47. Versetul 46. Care e evenimentul? Iisus s-a întors deci în Cana Galilei, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la el. Deci, din nou, cine merge la cine? Și l-a rugat să vină să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Deci, cine ia inițiativa în contextul acesta? Deci, slujbașul vine el la Domnul Iisus. De ce? Să-i ceară ajutor. Vedem, toate trei cazurile sunt diferite. Nicodim a văzut semnele și curios să vadă cine, de unde are puterea asta, da? Recunoaște că e de la Dumnezeu. Femeia își vedea de treburile ei, a venit să scoată apă, da? Domnul Iisus îi cere apă. În cazul slujbașului, el vine, află că a venit și vine la Domnul Iisus. Slujbașul ăsta împărătesc are robi. Era un om bogat, da? De unde știm? Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni cu niciun chip, nu credeți. Într-un fel, am zice noi, l-a luat tare, da? Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Vedem persistența lui, da? Du-te, i-a zis Iisus. Fiul tău trăiește și omul acela a crezut cuvintele pe care îi le spusese Iisus și a pornit la drum. Deci, când ajunge acasă, îl întâmpină cine? La versetul 59. Robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. Deci este un om bogat, un om care are robi, dar are probleme, da? Și anume că fiul lui este bolnav. Însă, un lucru bun, ce a făcut omul ăsta? Când i-a zis Domnul ca du-te, ce face omul? Crede. Foarte frumos. Deci a crezut pe cuvânt pe Domnul Iisus. Deci vine, interesant, el când l-a căutat pe Iisus, a venit cu credință. A căutat pe Iisus și a crezut ce spune el. El a auzit și el de semne și minuni pentru că s-a dus după el, da. Dar el a crezut și a venit foarte hotărât. El i-a întrebat, foarte interesant, de ceasul în care a început să fie mai bine. Era foarte interesat. Și ei i-au zis, ieri, în ceasul al șaptelea, l-a lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut tocmai în ceasul acela, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și a crezut, nu numai, el a crezut când i-a zis, du-te, și spune, a crezut el și toată casa lui. Deci, Domnul acceptă provocarea, să spunem, a slujbașului care îi cere și el vine pentru ajutor, dar vedem că vindecarea aceasta și hotărârea acestui slujbaș
aduce mântuire în casa lui, lui și în toată casa. De unde începe? A crezut cuvintele Domnului Isus. Și crede. Din nou, Domnul Isus vorbește exact la nevoia omului respectiv. Îi împlinește nevoia lui. Era, dacă ne uităm la fiecare din cei trei, au aceeași nevoie. Dincolo de curiozitatea lui Nicodim, dincolo de apa care o ai nevoie în fiecare zi, dincolo de vindecarea fiului, toți au nevoie de ce? De mântuire, de Domnul Isus. Și Domnul Isus dorește să se implice în viața lor, dar ei să înțeleagă că cea mai mare nevoie este de El. Cum îl provoacă, dacă ne uităm la Domnul Iisus, pe slujbaș? Ce îi spune? Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Du-te, i-a zis Iisus. Domnul Iisus știa nevoia lui, dar știa și credința lui și dorința lui de a crede cuvântul lui Dumnezeu. Ca rezultat, vedem că nu numai el a crezut, dar întreaga casă sau toți din familie, da? Interesant că la Nicodim n-avem un răspuns concret, vedem mai târziu în Evanghelie. Dar la ceilalți, adică și la samariteancă și la slujbașul împărătesc, vedem efectul imediat, să spunem așa. Femeia samariteancă nu numai ea s-a întors la Domnul, dar ea a spus la toți sătenii, da? Și a fost o cauză, să spunem așa, în care oamenii au fost curioși să vină și l-au rugat pe Domnul Iisus să mai stea două zile. Deci provocarea ei a avut un efect foarte bun și însăși faptul că i-a crezut că Iisus e Mesia și a lăsat găleata arată credința ei. Și vedem o grupare de oameni care se întorc la el. În contextul slujbașului, el crede, se duce și crede, Dumnezeu face o minune și prin minunea aceasta crede el și casa lui. Dar la Nicodim discuția a fost mai lungă, scriptură mai multă, în sensul pe înțelesul lui, ceea ce el știa. Dar un lucru a vrut să-i spună, că trebuie să te naști din nou și să vii la lumina care o primești prin Iisus Hristos. Și aici avem versetele acestea atât de puternice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea în contextul lui Nicodim, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine. Deci, dacă este să facem o asemănare și o deosebire, care ar fi asemănările? Pe toți îi provoacă prin întrebare, prin răspuns la ce? Să creadă în El. Le vorbește de nevoia omului, care este cea mai mare. Da, le împlinește nevoile, dar de fapt la toți o nevoie. Aceeași nevoie, da? Și anume schimbarea vieții și să creadă, ca să aibă viață veșnică. Să creadă în cine? În El. Deci, indiferent de nevoia omului, că e nevoie de vindecare,
că e nevoie la femeia aceasta, era o femeie imorală. Indiferent, toți au nevoie de ce? De mântuire. Nevoia cea mai mare, să creadă în Domnul Iisus. De aceea, atunci când mărturisim, oamenii fie că pun întrebări, fie că vor să schimbe discuția, noi trebuie să înțelegem că dincolo de nevoie de mâncare, de băutură, de haine, de vindecare, cea mai mare nevoie este să-L cunoască pe Domnul Iisus. Dar să-L cunoască într-un mod clar, simplu, pe înțelesul lor. Dacă noi cunoaștem Scriptura și vorbim cu oamenii, ne dăm seama unde sunt ei. Și potrivit cu cunoașterea pe care o au, nu ne apucăm să ne certăm în lucruri care nu credem la fel sau ce credem, ci îi direcționăm la persoana Domnului Iisus. Eram tânără și un coleg, de fapt era mai mare ca mine, foarte inteligent, mă tot lua cu tot felul de întrebări care eu nu știam să le răspund, dar eu știam un lucru. Că Domnul Iisus, că trebuie să se nască din nou și mergea la biserică din când în când, a crescut într-o familie de credincioși și eram foarte mirată că nu pricepe lucrurile spirituale. Și oriunde luam și din orice discuție, n-ajungeam la nicio concluzie. Decât să-mi demonstreze el ce deștept e. În sensul că era foarte deștept, în felul lumii, să spunem așa, că mi-arăta și științific și așa, eu nu mai știam ce, mă încurcam. Și într-o zi m-am dus foarte supărată la tata și am spus, eu nu știu nimic, parcă știu ceva, dar parcă nu știu nimic și nu știu ce să-i spun la băiatul ăsta. Și, mă rog, atunci am știut mai bine, acum nu mai mi-aduc aminte. Și tata spune, draga mea, el nu te înțelege că lucrurile spirituale nu se înțeleg cu atitudinea pe care o are el. El are nevoie să-L cunoască pe Iisus, dar el nu vrea să-L cunoască pe Iisus. Pentru că el a auzit Evanghelia, dar el cu ce a venit la tine vrea să se scuze de ce nu crede în Iisus. Atunci mi-am dat și-o seama. Nu pricepe ce-i spui. Pentru că lucrurile spirituale Duhului Dumnezeu le descoperă, tu spune Evanghelia, rămâi la lucrurile clare care le spune Evanghelia și mântuirea e la fel pentru toată lumea. Pentru că eu am spus, nu mai vorbesc la nimeni pentru că nu știu ce să vorbesc. Asta tot e valabil că nu eram așa ca să știu prea multe. Dar îmi dădeam silințele. Interesant că când lucram, veneau femei care nu știau nimic, îmi puneau întrebări și parcă știam să le zic ceva și multe s-au întors la Domnul. Acum nu e vorba de cuvintele mele, e vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Nu eu schimb pe oameni și am înțeles că răspunderea mea este să mărturisesc despre El. Schimbarea o face cine? Domnul Iisus. Dar un lucru am înțeles, îi ducem la Scriptură, nu mă apuc la discuții care n-ajungem nicăieri și rămâi la lucrurile simple ca omul să cunoască cum să devină mântuit. Și Domnul va schimba, Duhul Sfânt va deschide ochii, noi nu mântuim pe nimeni, dar mărturisim. Și asta e important să înțelegem. Pentru că altfel ne descurajăm, noi am primit cuvântul, am văzut viața veșnică. Ce a făcut femeia? A lăsat găleata, s-a dus și le-a spus, am găsit pe cine? Pe Hristosul. Nu cumva e El Mesia pe care îl așteptăm? Simplu. Am găsit
a schimbat viața mea, uite ce spune el. Prin credință vei primi mântuire. Toți sunt diferiți, da? Dar este o singură nevoie. Înainte de a ne intra în orice discuție, să înțeleagă că Iisus Hristos a venit ca să ne mântuie pe fiecare parte, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, simplu, oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ăsta e mesajul. Trebuie să te naști din nou, trebuie să Domnul Iisus să-ți deschide ochii atunci când crezi. Ce? Că El este Fiul lui Dumnezeu. Și a venit ca să-L facă cunoscut pe Tatăl, iar noi acceptăm cuvântul, slujbașul a crezut cuvântul, femeia samariteancă a crezut cuvântul și știm că și Nicodim. Dar întrebările, vedem, prin discuție duc la nevoia de a crede în Domnul Iisus. Învățăm de la Domnul Iisus să ne pese de oameni ca să înțelegem că nevoia cea mai mare este să primească mântuirea, să înțeleagă dragostea Domnului Iisus, care a venit în lumea noastră ca să ne ridice păcatul și să ne dea viață veșnică. Să învățăm de la Domnul Iisus, să luăm exemplul Lui, dragoste, inițiativă, să ne pese de oamenii care sunt în jurul nostru și întotdeauna să-L prezentăm pe Domnul Iisus. Și El este acela care lucrează în inima oamenilor.